Muncești 40 de ani la stat și mai bine n-ai ieta n-o să ia ca pică, decât așa să chinuim o viață. Venim și stăm câte o jumătate de zi aici la ușă. Viorica Radu are 43 de ani și este din localitatea Vasluiană, Gherghești. De ani buni are diabet, face insulină și este nevoită să vină frecvent la singurul medic specialist din județ pentru consultații. Când vrei să vii, să-ți iei tratamentul la 3 luni, trebuie să pleci de dimineață de la 4 de acasă și mai ajungi seara la 8 jumătate. Așa o zi întreagă, da, așa ne chinuim din 3 în 3 luni. Cel mai greu când avem medic local în Bârlad. Și trebuie să ne chinuim, să venim cu 2-3 autobuze până la Vaslui. Microbuze, autobuze, tren. Și pentru un diabetic cu 4 injecții pe zi, foarte greu. Drumurile până la cabinet, analizele medicale și tratamentul o lasă fără pensia de câteva sute de lei. Eu am pensie pe caz de boală, 3.600.000. Și apoi la autobuz, în jur de 500 de mii mă costă duș întors, nu mai transportul. Foarte greu. Se întâmplă să plătiți medicamentele, să aveți nevoie de bani pentru analize? Da, sigur că da. Că toate analizele se fac cu plată. Nu se face nimic gratuit. Înainte se mai făceau, dar acum nu se mai face absolut nimic. Câți bani dați? Păi pe 2-3 analize, 1.000.000 și ceva. Și plus transport. E foarte greu. Ne avem și copii. Singurul medic specialist din județ trebuie să vadă cel puțin de 3 ori pe an peste 15.000 de bolnavi. Sute de bolnavi se adună zilnic la ușa cabinetului pentru a fi consultați. Vine cu microbuzul, ne costă 100.000. Dusul, 100.000, tot. Fie și aer, taxi. Și eu? Din 3 în 3 luni. Dar nu sunt medici de vină. Este unul singur. Un singur medic din tot județul ăsta. Este strigător la cer, nu? Nu este normal pentru că este un singur doctor specialist. Unul singur. La 15.000 de diabetici pe tot județul este foarte puțin. Deși Direcția de Sănătate Publică a scos la concurs în nenumărate rânduri posturi de medici diabetologi, nimeni nu s-a prezentat. Demersuri au fost făcute permanent pentru atragerea personalului de specialitate. Din păcate, nu au fost solicitări pe acest domeniu de activitate. În județul Vaslui ar trebui să-și desfășoare activitatea cel puțin 5 medici diabetologi.